Stai singur, o mănăstire ceva, auzi la aia cum o întoarce, zice că mănăstire. După aia zice, o să te ducă la un loc cu verdeață. Îu, Doamne, ia mă, zice ăsta lui Dămijana. Nu, nu, zice, nu te speria, nu te speria că nu mor, că e loc cu verdeață, dar nu e cu odină. E loc cu verdeață, dar e cu muncă și cu întristare mare, zice. Bă, fraților, și chiar așa fucă după ce îl luă miliția, știi? Îl duse de-l judecare acolo cu toată comparativa? Pe urmă stătuie el pe creacă la pușcărie, la loc cu singurătate, știi? Vreo două luni și pe urmă îl duseră la muncă, la verdeață, de. Și îmi zice mie, mă, să auzi, mă, Mărine, 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 mare ghicitoare asta la Craiova. Aș fă, nu fi năroadă, pă. Păi dacă îmi spunea tu mie, păi ghiceam eu mai bine ca aia și de-a dreptul, nu pe ocolite. Păi ce, tu știi să ghicești? Eu, cum să nu știu să ghicesc? Păi ori îi dam în bobi, ori îi ghiceam cu ghiocul. Venea el și îmi spunea mie că a băgat mâna în banii bufetului și ghiceam eu. Ia-i la Mărin cu ghiocul ca să-ți ghicească norocul. Și mâna în banii statului băga și o încurcaș. Îți plăcu cu veselie? Acușez la pușcărie. Foaie verde de tătivoi și zice un an, doi. Știți că nouă oltenilor ne-a ieșit numele așa, dar nu e drept, că am vorbit repede. Eu am să încerc să vă fac o demonstrație pe loc. Să ne închipuim că este primăvară, un parc frumos, el și cu ea tineri, se plimbă prin parc așa și au o discuție cam așa. El o întreabă pe ea, zice, de când eu te-am sărutat, tu te-ai mai sărutat? Și ea zice, nu, dar parcă... M-aș mai săruta. Păi și eu te-aș mai săruta, spune el. Spune fata, da, dacă ne vede cineva aia. Zice, până ne vede, ne-am și sărutat. Cam asta e discuția. Eu am să încerc să vă traduc pe oltenește. Auzi, fă, de când o team, tu te-ai, nu m-am dat maș, dar păi și eu te-aș mai sărut, păi dacă nu, până noi și ne-am și... Auzi, bă, frate meu, ce mi se întâmplă. Mă duc eu la Dumitrică, alu Spânu, care făcu armata la Călăraș cu schimbul cu vărul meu stănic, alu Spânzuratul, de fugire de la Cătănie, de adus în dărăt cu arcanul. Mă duc eu la Dumitrică, care ieșea de la București, la Fiesa, deține pe unul de la Giubega, de are servici la administrația financiară și au casă prin Balta Albă. Au casă nouă, făcută acum urmă. Când înscrise mie Dumitrică că stă la Fiesa și cau casă, bă, zic că acum mă duc eu la București. Acum mă duc la București că am un să trag acum. Am un să trag. Luai o dămijeană de zaibăr de vin, știi? Și un curcan. Luai un curcan. Un curcan și o dămijeană. Nu mă duc în casă nouă cu mâna goală. Bă, o să-i latrin, mă suiei, plecai, ajunsei. Ca cu de când cu Rapidul, cu Trăian, știi? Nici n-a pus să te gândești. Gata, ești la București. Ești la București, gata, ajungi repede. Aci în gară la București, mă sui eu într-un automobil ăla cu pătrățele și cât ai zice pește, puse-i în Balta Albă. E, aci o încurcai. Aci o încurcai, că cherdui mai multă vreme decât de la Craiova până aci. Până mă descurcai cu adresa, știi? Păi bine, mă, frate meu, nici un nume, nici o stradă, nimic, mă. Numai niște litere puse așa. A, B, 18. S, C, 16. B, C, 9. A, Z, 3. Bis. AP, 8. Păi ce-o fi cu astea, bă? Ce-o fi cu asta, bă, că dacă cauți pe unul, găsești mai ușor la Sfânta Vineri, mă. Aleea 5, plațul 8 și numele e scris pe monument, n-ai cum să-l încurci. Paci, dacă n-ai noroc, nu dai de nimeni, mă, nu dai de om. Aci la bloc mă dusei, zisei să intru în cotețul ăla de te trage în sus, știi? Dar scria pe ușe, revizie. Bă, ce fac eu 8 etaje, mă, cu adămijeană și cu curcanul, că n-avea stâmpări deloc curcanul, n-avea stâmpări deloc. Ce fac, mă? Mă gândiți, poate eu scrie așa revizie, numai așa de ochii lumii. Și apăsai pe buton. Întâi s-auzâră așa niște crâituri. Pe urmă să zbici de vreo 3-4 ori așa, de să zgudui toată casa. Și urla unul de sus să spargă boșoci. Bă, nu mă apăsați pe buton, bă, criminalilor, că să rupe cablu. Să rupe cablu. Bă, zic să știi că nu e scris numai așa de ochii lumii. Ia să iau eu pe scări. Ia să iau pe scări că nu o fi foc. Zici și făcut. Plecai, mă trecură apele până sus. Ajunsă-i sus la Dumitrică, sunai. Răspunsă dinăuntru chiar el. Zice, cine e? Eu zic,
Mărin, de la Băilești. Ia deschide. E, aș deschide eu, zice el. Dar ce, parcă pot? Păi de ce, zic eu? E, de ce, de ce? De-aia. Că e te căzu o bucată din tavan și se făcu o gaură și căzu mașina de spălat, rufea lui ăsta de stă deasupra și înțepeni ușa. Ia fă tu rost de orangă și scoate ușa din țățân, că altfel n-avem încotro. Bă, noroc de mine că aveam la mine bastonul de cire și aveam bastonul la mine. Că nu mă despar de el de când sunt dănac. De când pusei dănac nu mă despar de el. L-am de la albătrân al albătrân, știi? Băgai bastonul sub ușă, mă opintei de două, trei ori, scosei ușa din țățân. Mă, frate meu, zicea Dumitrică, bă, bine că picași tu de la Băilești. Că dacă era să-i aștept pe ăștia de la Iale, stăteam aciză de viu ca meșterul Manole, auzi. E, din una în alta zic, bă, bă, Dumitrică, unde stăm și noi jos, mă, să cinstim un par de vin, mă? Cinstim un par de vin. E, unde stăm, unde stăm? Aia e, zice el, că n-avem unde. Că nodaia din mijloc nu se poate, că e apă. E apă de la ploaia de ieri. Că nodaia bailaltă nu se poate, că doarme fiemea săraca, că e ruptă de oboseală. Toată noaptea cărea apă cu ligheanu, cărea apă cu ligheanu, știi? La bucătărie s-ar putea, dar nu e lumină. De-aia trebuie să vie specialistul să vadă ce e cu ea. Mă, Dumitrică, și vine, mă? Nu prea vine, zice el. A, mă, dar ginerii tău, unde e, mă, ginerii tău? Păi cine-l mai văzut de vreo săptămână? Că luă cerere și plecă la Iale și nu mai veni. Noroc că își luă de mâncare, are de mâncare la el și țoale groase are. Mă, Dumitrică, toate bune, mă, dar noi unde bem, mă, un par de vin? Unde bem un par de vin? A, zice, la imbaie. A, imbaie, că acolo e, acolo sunt toate la locul lor, toate bune. Acolo nu e nimic, că nici apa nu curge, că trebuie să mă duc după unul să vină să vadă ce are. Să-i dea drumul, că nu curge. Nu mai e nevoie, strigă fisa de dincolo. Nu mai e nevoie, că e te plezni o țavă și țâșnește apa direct din perete, țâșnește. Dar după ăla tot trebuie să te duci să vie să dea o gaură și la țava cu apă rece, că altfel ne opărim de tot, aci ne opărim de toți. Bă, Dumitrică, zic, da. Ce bate vântul la voi aceea așa, bă? A, zice el, nu e vânt, nu, e curent. Că acum dacă nu mai e ușa, trage cu geamul. Păi închide-l, zic, păi e închis. Păi cum, dacă e închis, cum e curent? Păi aia, zice el, aia e, că nu se știe precis. Că ori e prea mare, ori e prea mică, nu se știe, aia e. Păi ce vorba e asta la tine, mă? De, mă, zice, deasupra ferestii a rămas un loc așa cam de un lat de palmă, știi? Gol, fără zid. E gol. Și veniră niște specialiști, în vreo două rânduri veniră. Unii din ei știau că fereastra e de vină, știi, că e prea mică. Alții nu, că e prea mare, că de-aia n-am mai încăput un rând de cărămidă de sus, știi? Păi bine, bă, și acum ce fac? Ea, acum ce să facă? Trebuie să întrunească comisia să vadă cine are dreptate. Ori ea de zic că e prea mică, ori ea de zic că e prea mare. Și eu n-am ce face, că dacă era de cauciuc, o întindeam eu. Dar nu e. Auzi, mă, da, aveți vreo nădejde, mă, să izbândiți? Mă, frate meu, zice, o nădejde am avea noi, avem o nădejde, că prinsărăm noi un specialist. Adică vorba vine că-l prinsărăm noi, că se prinsă singur. Vine el acum vreo 10 zile să vadă ce și cum, știi? Și să suie în lift să vie încoa sus. Deci acolo rămas. Acolo e în lift. De 10 zile. Stă blând ca mielușelul săracul. Stă blând, nu mișcă. Mai ales de când văzu că liftul are butoane pentru 15 etaje și blocul n-are decât 10. E frică. Îi dăm mâncare cu scoara. Îi dăm mâncare, știi? Noi îi dăm mâncare să cam îngreșe. Noi, dacă am văzut, am mai tăiat din porție. Fac cu el ce a făcut scandal, dar băiat bun, de vreo 3 zile cântă. Eh, la el e nădejdea noastră, știi? Când o băga ăia ai lui de seamă că le lipsește specialistul, o să vie încoa. O să vie încoa după el să-l caute, știi? Și când o intra în bloc, noi zdrânc închidem ușa de jos. Și aia când s-o chide, nu mai deschide nici dracu care broasca stricată din fabrică. E, cum i-am prins aici pe toți, îi punem la lucru. Mă, Dumitrică, zic, bine gândit, bă. Bine gândit, dar eu ies o țâră afară să beau o țigare, zic. Să beau o țigare afară. E ieșit și dus fusă-i. La gară, întrin acasă. Păi ce era să mă aștept acolo? Ce era să mă aștept? Venea cumva specialiștii, zdrang cu ușa jos, știi? Și mă prindea înăuntru. Păi eu am vreme de pierdut, că acum vine primăvara. Vine primăvara, acum încep muncile câmpului. Și aici eu sunt specialist aici. Aici sunt eu specialist. Mă rog, treaba lui, fiecare cu ale lui. Să descurce cum știe. Mă, săracul Dumitrică, auzi, mi se rupe inima de el. Mi se rupe inima de el, dar și de la din lift mi se rupe. Mi se rupe inima și de la, că uitai să vă spui, când plecai, știi, trecui pe lângă lift. Și cânta acolo de unul singur. Cânta de unul singur, dar cam aiurea, așa, cam în dodii, știi, cam în dodii cânta. Ce bine-i lângă tine, ce bine-i aici, n-aș mai pleca de aici, ce bine-i lângă tine. Auzi, mă, săracul specialist. Cântă de unul singur. Ce să fac? Ce să fac?
Bă, frate meu, lasă-mă, bă, că sunt necăjit, bă. Sunt necăjit rău de tot, bă. E, de ce? E te de-aia. Îmi făcu nepotul meu sucă una, bă. Îmi făcu nepotul meu sucă una. De m-a uscat la ficați, auzi? M-a uscat la ficați, ce mai? Bă, sucă ăsta, de când la o admăsa, de când la o admăsa, bă, numai de încurcături și de drăcini fu bun, auzi? Până avea decât vreo 4 anișori când pusu eu pe la tasă, cum stam așa de vorbă, auzim în fundul curții schelelei pe cartuș, avea un câine de zicea cartuș. Bă, schelelea ăla de mama focului, bă, deci știai că pleznește. Bă, fugiră repede, bă, să știți că căzu câinele în groapa cu varne stins. Când ajunseră maci în fundul curții după pătul, bă, minunea minunilor, bă, să tăbălea câinele, mă, abia îl potoliram. Au o sucă și înființăsă dinți în gâtul câinelui și nu vrea să-i dea drumul de fel, mă, de fel. Abia-i desfăcurăm fălcele cu o bucată de lemn, știi? Mă, săracul câine, când s-a văzut Slobod, mă, când s-a văzut câinele Slobod, s-a dusă și dracul l-a mai văzut de atunci. Dracul l-a dus rămasă. Mă, lota sau la bătaie, mă. Mă, ce-a vrut să-și cu câinele, mă? Ce-a vrut să-și cu câinele de mușcaș câinele, mă? Ce, ești turbat, mă? Ești turbat? Dar sucă zice, păi el e de vină, că el începu, că el vrut să mă muște întâi, știi, când vrut să-i să ia osul. Auzi, mă, minte la el. Minte la el. Acum, în timpul războiului, el cu încă un prieten al lui înjurat, prindeau câte o amărâtă de mâță și o încălțau în jumătăți de nucă, știi, de coș de nucă, pline cu smoală muiată. O încălțau de călca săraca ca pe tampoane. Auzi, lua mâța și o arunca pe coperișul de tinichea la Popa Petrică, bă, de fugea lumea, s-a dăpostea prin beciuri, prin șanțuri, că știa că e vreo mitralieră ceva, știi, vreo mitralieră ceva. Mă, auzi, mă, ce-i dat prin gând, mă, ce-i dat prin gând de mic, bă, de mic. Lasă că la școală ce să mai vorbim? Ce să mai vorbim la școală? Că stătut vreo 3 ani numai la regula de 3 simple, auzi? Numai la aia de 3 simple. Bine că îi zice de 3 simple, că dacă îi zicea cumva de 3 încurcate, știi? Baxa, mă, era în școală și acum. E, după ce crescu mai mare, nu trecea săptămână, mă, să nu vii acasă cu capul spart. Mă, nu trecea săptămână. Zice taso, mă, săracul copil, ce ori avea, mă, îi flăcăi? Îi dă naș cu el, mă, de-i dau numai în cap. Numai în cap îi dau. Lasă, zic eu, fii mulțumit. Fii mulțumit că îi dau în cap, că habar n-are sucă, că de cap e tare. Zi, mersi că nu-i dau peste cotoaie, știi? Că ți-l lăsau un loc până acum, de-l mutai cu rogojina de la soare la umbră. De la soare la umbră. La armată ce? Mai la armată stă tu mai mult la carceră ca la instrucție. Păi auzi ce face într-o zi, mă? Auzi ce face într-o zi? Stă el de santinelă la poarta regimentului și vine majorul la el, zice, mă, sucă, veni tovarășul colonel, mă, veni? Nu veni, zice sucă, nu veni. Peste câtva timp iar vine majorul. Bă, îl văzuși pe tovarășul colonel sau nu-l văzuși? Nu-l văzuși, zice sucă. Dacă nu-l văzuși, nu-l văzuși, nu-l văzuși, nu veni. Bă, zice, când o veni, să-mi dai de veste, auzi? Să-mi dai de veste numai decât. Bine, zice sucă. Stă el ce stă și după vreme, opa, vine și colonelul. Dar sucă, în loc să-i dea onorul, zice, auzi, stop, colonel, astăzi o gurcași rău de tot, auzi? O gurcași rău de tot. Păi te caută majorul de vreo 2 ceasuri să vezi ce păsăși. Vezi cum te descurci. Bă, colonelul rămasă tablou, bă. Rămasă tablou, înțepenii. Dar și sucă înțepenii vreo 3 săptămâni la carcere, auzi? Bă, dacă în urmă îmi făcu una de le întrece pe toate, mă. Bă, le întrece pe toate, mă. Auzi, mă, scrie mie nașul Pantelică, de la București, zice, mă, fine, Mărine, vezi că eu vându-i locul de veci, de acolo, de la Băilești, așa că te rog pe tine frumos, dezgroapă pe muica și trimite-o în coacă, un om de încredere, să o îngropăm aici la București, să fim toți, să fim toți la un loc. Mă, ce vrea să fac? Făcui rost de forme, mă apucai, o dezgropai pe a bătrână că se odinea săraca de vreo 30 de ani, o băgai într-un săculeț, cumpărai la comparativ un geamantan nou, știi? O băgai înăuntru și o trimi la București, dar vreo 3 zile nu găsi pe nimeni, auzi? Nu găsi pe nimeni, așa că o luai acasă la mine, dar nu puteam să o las pe prispă, că am niște jurați de câini, am niște câini. Așa că o băgai în casă supat, știi? Dar nu mai scăpam de gura lui Veta. Și Mărine, trimite-o pe muma lunașul la București, că nu mai prea am somn, auzi? Nu mai prea am somn. Mă, nu vezi, fă, că ești năroadă. Păi nu vezi că n-am cu cine? Că nu poți să o trimis în gură, că nu se descurcă. Mă, ne gândirăm, zice ea, ia trimite-l, mă, pe sucă, că să ducă și el un geamantan, o fi în stare, bă, să duc un geamantan. Mă, zic și făcut, îi dădui geamantanul lui sucă, plecă el la București, la Craiova, făcu el ce făcut și chiar du trenul, auzi? Chiar du trenul la Craiova. Rămase el de dormit pe acolo, prin gară, a avut noroc că s-a întâlnit cu unul cu care făcuse armata. Să întâlnim cu unul de să înghesuiră unul în altul, să nu degere, știi? E, și plecă suca al meu cu trenul de-al doilea. Cu trenul de-al doilea plecă la București. Când a ajuns aici, nașul zice, hai bă, odată, bine că veniți, te aștept de vreo 5 ceasuri. Deschis rei geamantanul să stropească oasele cu vin, știi? Și rămaseră cu gura căscată, bă. Până geamantan era vreo 2 perechi de ciorapi, 3 cepe, o bucată de brânză și niște rufe murdare. Bă, frate meu, mă, bă, a început bâlciul mare, mă, naș are ta leșină, popa să supără, îi blestemă, o dăjdile și dusfu, știi, popa dusfu, bă, nașul să-l omoare pe sucă, nu alta, ce făcuși cu muica, bă, unde e muica, bă, ce făcuși cu muica, bă, o schimbați pe ceapă, bă, altul a încurcat, dar sucă învăța cu greutățele, știi, învăța cu greutățele, naș are ta zice, lasă-mă, Pantelică, și cu măta asta, că mi-a mâncat zilele de când trăia, și te nici acum nu s-a stâmpără, nici acum nu s-a potolește. Mă, după câtva timp să mai liniștire ei,
din vorbă în vorbă își dă sucă cu presupusul, mă zice să știi, să știi că Geamantanu e la prietenul meu ăla din armată, că parcă avea unul la fel. Parcă avea unul la fel. Că și ăștia, mă, frate meu, de la comparativă, când fac câte un lucru, le fac toate la fel, de nu mai știi care e ăla, care e ălalt, de le încurci, mă, nu mai știi nici cine ești tu, auzi? Mă, dă-te telefoane, dă-i, dă-i la telefoane după ăla, a bunoroc că-i spusase omul, îi spusase omul unde șade, într-un sat pe lângă Petroșani. Mă, până la urmă îl găsără, îl găsără la miliție. Da, bă, ăla o încurcase de tot, bă, ăla o încurcase de tot. Când a ajuns omul acasă, a zis muierii, ia fă și tu rufelele murdare din Geamantan și spală-le, știi? Spală-le. Mă, când a deschis muierea Geamantanului, s-a făcut rău, mă, când a dat de hârca lui Coana Mare. Că nu o cunoștea, știi? Nu o cunoștea. Mă, femeia s-a dusă la miliție, ce mai? S-a dusă la miliție, spusă ce și cum, îl umflară ăia de la miliție, luară pe om la întrebări. Mă, omul nu mai pricepea nimic, săracul, nu mai înțelegea nimic. Nu mai înțelegea nimic, a avut noroc un plutonier deștept, ăla băiat deștept, că i-a spus să lăsați bă omul în pace. Voi nu vedeți că oasele astea e moarte dinainte de a să fi născut omul, știi? Ăsta a fost norocul lui, că dacă erau oasele mai proaspete, o încurca, o încurca de tot. Mă, din vorbă în vorbă, sucă zice, bă, să vii tu cu Geamantanul la București. La zice, nu, vino tu cu Geamantanul la Petroșan, că nu eu îl încurcai, știi, tu îl încurcași. Mă, dacă am făcut să le armata împreună, până la urmă să înțeleasere. Să înțeleasere, să întâlnească la mijlocul drumului, știi, la Piatra Olt. Că de-aia îndete telefon nașul și spusă, Mărine, miercuri, ești la Piatra Olt în gară, când vine cursa de București și face cruce cu aia de Simeria. Asistez la schimbul de geamantane, vezi să nu lipsească ceva din muica, că nu știu ce vă fac. Mă, și de nepotul sucă să nu mă aud, bă, să nu mă aud că fac moarte de om, bă, moarte de om fac. Adică vorba vine moarte, moarte de om, că eu dobitoc mai mare ca sucă ăsta n-am văzut în viața mea, bă, n-am văzut în viața mea. Asta e, asta e, e sunt supărat, e supărat. Bă, fraților, bă, tot stau, mă uit și mă minunez, auzi? Mă tot uit și mă tot minunez. Bă, de unde atâta puhoi de apă, bă, de lui să vă margile, auzi? Bă, mare e puterea lui muica asta, natură. Natura asta, muica noastră, mare e puterea, că bag seama. Și noi tot de aici ne tragem snaga de la ea, știi? E mare puterea ei, bă. Bă, bă, adună ea atât potop de apă și nu se isprăvește de când e lumea, lume, auzi? De când e lumea, lume. Bă, mă, ziua azi dimineață, unul, auzi, avea înaintaș pe ochi, ochelari de. Pe nas, avea înaintași. Și călca printre cearceafuri așa cum calcă cu costâr cu pimătasa broștii. Mă, zic, e profesor, mă, ăsta. Domn profesor, zic, de unde ați apucat de apă, domn profesor? Mă, neică, zice, pe o sumedenie de ape să varsă aici. Pe o sumedenie de ape să varsă aici. Pă numai Dunărea trece prin 7-8 țări și aduce apele aici. Bă, mâncați așa, dar Jiu tot aici vine. Jiu tot aici vine și el. Aha, și tot aici. Pă acum dau eu seama de unde e marea, puterea ei mare. De la Jiu. Păi, că altfel ea cu vreo 12 metri mai scundă, știi? Auzi, mă, mă, Capașochi, dar e sărată, bă. Păi, e sărată, bă, dacă mă spui, o gustai, ce mai? O gustai. Auzi, e sărată, ne zici că e ciorba lui Dumitrică, a lui Dulceagu. Ăla a mâncat ciorba sărată, o ognă. Nu, că nu-i plăcea lui așa. Dar el luase muierea fără voia lui soacră, să știi? Intrase neam la el, la ăia, fără voia lor. Și atunci îi făcea nevastă sa ciorba muierea, știi cum trebuie? Venea soacră sa pe furici, buf, îi mai arunca un pumn de sare, știi? El, ca să nu iasă scandal, să facă gălăgie, o mânca așa. Să învățați să o mânca sărată ognă. Așa a mâncat toată viața. Păi săracul după ce muri, la 7 ani îl dezgropă, era întreg, numai toalele putrezite. Păi sărată ca ciorba, auzi, ca ciorba lui Dumitrică, al lui Dulceagu. Că și zisă nepotul meu, sucă, că o gustă și el. Păi, zice, auzi, mă, neamărine, bă, când o îmbătrâni, tu de te-i hodorogi, ce să fac, mă? De bă, și când o ieși la pensie, când o ieși la pensie, aha, e, ce? Ne tragem amândoi încoace, să punem vreo 7 o pogoane de castraveți, aci le udăm cu apă de asta sărată. Pe o baxamă prostia mea, crezi castraveți, gata murați. Gata murați, crezi. Auzi, mă, mâncați așa, ce cel taie mintea. Păi zi, bă, sucă, dar eu ce treabă am la afacerea asta? Păi ce nu faci nimic, matalei să dești, îi uzi și îi culegi. Că banii, adun eu banii, că pe matalei o să împătărnește, lasă mintea, te lasă, uite, știi? I-adun eu. Bravo, bă, zic, ia uzi o dină pe mine. Bă, fraților, dar încolo frumoase, hoteluri frumoase, bă, știi ce frumoase sunt. Dau niște nume de nume, prea îmi fac eu cu ele. Păi ce, că la Ileana, la Monica, la Florica, la Domnica. Păi ce pot să scriu acasă și eu la muiere? Auzi, Veto, fata tati, tu stai cu mintea acolo liniștită, că eu stau aici la Florica. Păi nu se poate. Păi de-aia că tai până găsi o daie la Galați. Găsi la Galați, acolo stau. Acum scrii și eu acasă, dau un curs și cu asta. Cu asta că, păi ce, că t-aș la Galați, mă, că tu plecași la mare. Dar mă descurc eu, mai bine cu Galațul decât cu Florica, știi? Încolo frumos, pomi, flori, verdeață, grădină, ce mai? Sunt unii săraci. De nici aici unde era eu pe pământ n-au parte de odină. Auzi, veni unul într-o zi, să jupui de țoale
să disăpenisem la soare, dar era alb, alb ca irtia. Eu fac seamă funcționar de ăsta, toată ziua, pe închis acolo, știi? Să jupui el de soare, tinse la soare și intră în briză, știi? Că după ce muncești omul un an, vine și încarce bateria la soare. Să bagă în briză. Să băgă și el în briză, dar intră în vorbă cu una, ea pârlită, coaptă, neagră, știi? Intră în vorbă cu ea, îl uită dragul în briză, auzi. Bă, sara era roșu, roșu caracu schierd. Zice unul, bă, ne le faci prin soare cu mine, că ăsta nu doarme la noapte. Doarme, zic, fac. Pe ce faci? Pe 2 sticle de bere. Păi nu doarme, mă, că n-are, că e opărit peste tot. Păi dacă spui eu că doarme, zic, doarme camelcul pe limbă. Că limba nu e opărită, că o să nu-mi gură la umbră, știi, că nu vorbi, el vorbi numai aia. Păi dai, luai berea, ce mai. Mai stau acolo, au alte necazuri. Auzi, vine una bătârnă, una mai tânără, după aia cu vreo 6 copilași. Și în spatele lor un malder așa de saltele de astea de cauciuc, de cârpe, de pari. Mă, zice, o viaia, mă. Când zice aia bătârnă, zice, Costele, aici rămânem. De-te la jos tot, el era Costel, știi? Avea vreo 6 saltele și umflă saltelele. Umflă saltelele, stăm la soare aceea. Începe ăla, suflă săracul până și ochii ca la melc. Bă, mâncați așa, ce sufle așa, așa, nu mai am aer. Cum n-ai văzut că e te ies lobo de aici, ce te... Păi și eu îl trag, îl bag în saltele ăștia în fiecare dimineață, până le umflu nu se poate. Hai zice, lasă vorba așa soacră sa, pune parii, fă cortul că ne arde soarele. Să apucă el, lunche, trei, bătea parii, de 2 ori în parte, 3 ori în dești. Bă, zic, ce ai cu amână, mă, ce cu ea ta, bă, ce dai ea așa. Bă, zic, ce te muncești așa, bă. Hai zice, Costele, gata, zice, acum pune cearceafurile. Puse el, când de te se întinde și el, soacră să-și aia, apucă-te de suflă saltelele, că până strângi tu să faci ora, mi-e zic, chiar de masa. Mă zic, mâncați așa, ochii, ce-ai fi greșit tu de te pătimesc ăștia așa? De mănere și concediu activ, concediu activ. Bă, bă, treaba ta dacă ești activ, eu sunt rezervist, zic, eu sunt rezervist. Bă, dacă unde să dai de necaz, dai de necaz, bă. Pă acum, vreo 5-6 zile, era apa gheață, gheață, bă, nu intra picior de creștin. Sta lumea aici așa pe nesâp, s-a uitat cu jil la apă, dar nu intra nimeni. Stau și eu la umbră, sub o umbrelă, cu ochii la un nemțoaică, știi? Mă furase somnul cu ochii la ea. Mă, taman, când se mă fure somnul, se făcea că vine nemțoaica la mine așa, venea la mine așa, începu lumea, iute delfinul, săriți delfinul, mă trezi chiardui nemțoaica, auzi? Acum nu, că n-aveam nimic cu ea, dar eram curios să văd așa ce zice, știi? Ce-o zice ea? Mă, să și eu să văd delfinul când îl văzui în lemnii. Mă, oameni buni! Bă, lume, zic, lăsați-l dracu, că pe delfinul ăsta îl cunosc eu de când era mic. Ăsta e sucă nepotul meu, firar al dracu să fie. Au sucă nepotul meu cu 2 troace de gât, că nu știe să nuate. Și cu o paporiță în apa aia ca gheață. Ieși, mă, afară, zic, ieși afară de acolo, ce cați acolo, că în gheață măruntaile în tine, că în cap n-are ce. Păi și dacă ai curaj, vină încoa. Auzi, mă duc eu la el. Ești, mă, afară, ce cați, mă, cu apa porniță acolo. Bă, de mă neamărire, că-mi spusă mie unul că fu' anul trecut și e plin de neduze de-astea, neduze, știi? Și spusă mie, țațaveta, că tăla comparativă nu se găsește în gelatine de-aia de prăjituri. Ori neduzele astea la fel, îi duc și eu pe porniță. Ești, mă, dracu, afară, unul zice, mă, nene, cum o fi intrat în copilaj, mă, în apă ca gheața? L-o fi bătut soarele în cap, o fi izolat. Dar dracu, ăsta e izolat decât la o oamă ăsta. Până la urmă îl scosei dracu de acolo, îl întisei pe nisip, mă culcai pe el, auzi, mă culcai pe el. Mai fu și acu, drace, dacă poți, mai fu și acu. Păi și ce interes am, că mi-e bine aici, mi-e bine. Auzi, mă, neamărine, vezi că nu te taie mintea. Bă, știi ce sunt eu dacă stau sub tine aici? Știi ce sunt eu? Ce ești, bă? Păi ce submarin, aia sunt eu, submarin. Că de-aia cu o făcut alt dracu scris acasă, ce salutări de la neamărin și la sucă submarin din Severin. Bă, să vezi și o încurc cu veta acu, că și aia, bă, unde puse-o știu? Ori la mare, ori la Severin, ori la Galați. De-aia cu șica mă duc, că lăsai dormind. Îl lăsai la Ileana, la hotelul Ileana, la hotel. Mă duc, că dracu știi ce face asta fără mine. Că până nu-l fac submarin, nu sunt sigur de el. De-aia mă duc acolo. Good morning, auf Wiedersehen.